prostituată de pe Pornhub. Pensia alimentară a copilului. Soția domnului Tudorache știe că stă pe Pornhub. Mă, mă știe, știu dar plătit. Nu dar pe ultima oară. Dom'le, asta e România, țara care prostituatele vin de la bordel. Soros, Soros. Țara care prostituatele vin de la bordel în centrul orașului. Soros, Soros. Soros. Să vă fie rușine. Ați putut toate resursele din țara asta. Și-a mai rămas noi să vă curcăm. Pentru asta trebuia să dați legea asta. Da, manipulare prin emoție, oameni buni. PSD-ul face manipulare prin emoție și sunt câteva lucruri foarte importante. Acum le-am văzut, umblu prin oraș că am treabă, o să vedeți de ce. Am fost să trimit către parchetul militar înregistrările video cu jandarmul de la Dicot pentru că s-a început o anchetă. Dar ați văzut-o pe doamna Cerva că a plâns cu lacrimi de crocodil. Acum a plâns cu lacrimi de crocodil și stropitoarea lui Tudorache. Ați văzut înregistrarea video. A plâns ieri după ce s-a votat legea în Parlament. Sigur, totul este emoție, totul este manipulare. Nu-și imaginează cineva că o individă care cu o săptămână în urmă scuipa oamenii prin Piața Victoriei și transmitea coronavirus și arunca cu apă și ați văzut cum urla. Fel și fel de minciuni, despre asta vreau să vă vorbesc, da? Și manipulări, pentru că știu cine este sursa și a venit așa un mic moment al adevărului. Nu-și poate imagina cineva cu o mahalajoaică din asta care practică de facto prostituția pe site-uri, da? Unde lucrează ea, este pe site-uri din astea de pornografie și acolo oamenii plătesc și o pun să facă lucruri. Nu-și imaginează cineva că o astfel de individă, la fel ca și Cerva care amenința cu bătaia și era mare smardoaică, cineva sper că nu-și imaginează că astfel de personaje pot să fie emotive și să... Oh, schimba sensurile străzilor aici, scuze. Era un sens, s-a făcut sens unic, nu se mai poate intra. Sper că nu-și imaginează cineva că astfel de persoane pot fi cu adevărat emotive. Nu. Ele sunt la manipulare acolo, trimise în speranța că lacrimile lor vor păcăli șeptelul PSD să vină și să facă circ în continuare pentru coronavirus. Dar este altceva mai interesant, oameni buni. Ați auzit-o pe această individă urlând că eu aș fi agent Mossad. Pentru că am un frate în Israel, automat ar trebui să fiu agent Mossad, că așa le funcționează creierul. Și inclusiv cu insulte și jigniri legate de viața personală, cum că eu n-aș plăti pensia alimentară, urla ca nebuna în piață. Sunt foarte interesante aceste lucruri, aceste manipulări. Sigur, țin de viața privată și în mod normal n-ar trebui să vorbesc despre viața privată, dar se întâmplă un fenomen, un fenomen foarte interesant și vreau să discut despre el. În primul rând, pe cei care mai rostogolesc minciunile astea, îi atenționez că plățile, eu fac plățile pe card și eu pot din ultimii 10 ani să scot de la bancă și nu vă văd bine dacă mergem la tribunal, da? Însă ce este foarte interesant este că aceste minciuni au fost rostite la pachet, în spațiu public, în ultimile zile, fie direct în piață, fie prin postări pe rețele sociale, de către Oana Stropitoarea, pe care ați văzut-o, prostituata de la de pe site-uri de alea porno, Cerva, mahalajoaica Cerva, Iosefina Pascal, secretara analfabetei Maria Grapini și de către Marian Moțocu, analfabetul PSD-istul analfabet care pozează în naționalist de carton de la Craiova. Exact aceleași manipulări. Deci, numitorul comun între ei este dovada că ăștia sunt o gașcă și că servesc acelorleași interese. De unde vin manipulările astea? Aici vreau să ajung, oameni buni, pentru că este foarte important. Pentru că aceste denigrări pe care le fac în spațiu public niște oameni care sunt clar din gașca PSD-ului, niște oameni care l-au susținut pe Dragnea, ele au aceeași sursă. Sursa se numește Licheaua Sândel Matei. De altfel, Licheaua Sândel Matei a postat pe Facebook imagini, a fost Oana Șparanghelista la el acasă și s-a lăudat cu pozele, după aia și-a dat seama că a făcut o greșeală și le-a șters. Practic, oamenii ăștia în gașcă, toți înțeleși, iau denigrările și alte minciuni pe care le-a spus Sândel Matei despre mine, tot legate de viața personală, eu le am pe toate arhivate și o să ajungem la instanță, e un termen de 3 ani de zile. Acum am lucruri mai importante de făcut, dar o să merg cu el în instanță, pentru că sunt minciuni pur și simplu la adresa vieții mele private, cum e asta, că n-aș plăti pensia alimentară. Există extrasele de cont, se demonstrează în instanță scurt.
A doua, că sunt acuzat de că eu mi-aș fi agresat soția, cu care n-am niciun fel de probleme, mama fiicei mele, și va veni la instanță să depună mărturie în acest sens. Deci îi voi acționa în instanță. Dar ce este foarte important dincolo de aceste lucruri și mai multe detalii, în mai multe detalii legate de viața mea privată, nu am să intru, pentru că nu mi se pare normal să fii denigrat cu viața privată și nu mi se pare normal să fii nevoit să vorbești despre viața ta privată pentru că cineva este atât de infect și de abject și de lichea mizerabilă încât inventează lucruri despre viața ta privată, mizând pe faptul că, unu, tu nu o să-l acționezi în instanță, că ai foarte multe lucruri de făcut, o să aibă o surpriză, și doi, pe faptul că, băi, viață privată, și asta e o mahala de cea mai joasă speță, e o mizerie și, na, omul nu răspunde și eu am evitat să răspund. Dar acum s-a întâmplat un lucru interesant și de aceea fac acest comentariu, nu neapărat pentru a răspunde acestor acuze, dar am vrut să și punctez aceste lucruri, dar în mod principal pentru că ceea ce se întâmplă acum confirmă ceea ce spun eu, oameni buni, de mai bine de un an de zile, un an și jumătate, despre această lichea. Că este o lichea care, fie de la bun început, a fost trimisă să paraziteze mișcarea civică Rezist pentru a o distruge din interior. Și o să vă explic de ce, o să vă argumentez, pentru că de fapt ăsta este subiectul, nu chestiunile ce țin de viața mea privată, de instanța alea, o să mergem la tribunal. Și la urmă, când va fi o sentință, o să o prezint la momentul respectiv. Dar ce este foarte important este legat de mișcarea civică Rezist și de metodele prin care manipulează și cât de parșiv și cât de pervers manipulează toată mafia asta strânsă în jurul regimului Dragnea, pe vremea lui Dragnea, și acum strânsă în jurul PSD-ului, unde ei văd scăparea. Mafia care este fie mafia PSD, fie mafia grupării Udrea, Băsescu, Bica, spun asta pentru că Săndel Matei, de exemplu, a fost candidat PMP pe la sectorul 5 sau nu știu pe unde, prin București, și el mi se tot lăuda mie cu relațiile lui din PMP. Deci este posibil ca el să fi fost trimis cu misiune, asta dincolo de informațiile pe care le obținusem despre el de anul trecut, în momentul în care el a organizat proteste paralele în 10 august ca să disperseze oamenii din Piața Victoriei. Și când am primit această informație de la o sursă foarte sigură și credibilă, că a fost racolat de 2 și un sfert, încă din Piața Universității, când el a fost pe acolo, și că este o cârtiță a lor, informație pe care el o neagă sigur. Dar dincolo de aceste lucruri există faptele concrete și certe. Și fapt este că acum, dacă vă uitați puțin la propaganda PSD-istă și la vuvuzelele astea care au venit să arunce cu apă, să înjure, să nu știu ce, în primul rând, fapt este că Săndel Matei s-a întâlnit cu acea individă de joasă speță, da? Prestatoare de servicii XXX, un om decent și de bun simț n-ar invita așa ceva acasă să se întâlnească. Și... deci asta dovedește clar o complicitate. E ca și cum eu m-aș întâlni cu Dragnea sau cu Gâdea și aș mai pune și poze. Păi este clar că eu nu am fost cinstit niciodată de la bun început dacă eu la final mă întâlnesc cu unele dintre cele mai infecte cozi de topor ale inamicului. Asta este primul fapt. Al doilea fapt este că oamenii ăștia au început să preia coordonat toate denigrările inventate de Săndel Matei, nu alte mizerii. În mod normal, dacă ăla era sincer anti-PSD și anti-mafia, ăștia n-aveau de ce să preia de la el, să-l urmărească, să se întâlnească personal cu el. Înțelegeți? Deci este un element foarte, foarte important. Și toți, exact cei despre care eu vă spun, vedeți că eu spun de când la fiecare personaj din ăsta dubios, de tip cârtiță, în momentul în care am avut indicii că ceva nu e în regulă cu el, eu mi-am făcut datoria să avertizez publicul. Și iată că acum se dovedește că este adevărat. Inclusiv cu naționalistul ăla analfabet Moțocu, care din 2018, oameni buni, din 2018 el încerca înainte de 10 august, când Dragnea a văzut că e lată și a avut informații că se strânge multă lume, acest individ Moțoc împreună cu ălălalt analfabet, ăla și mai analfabet, Bețivanu, Florin, Marc, au încercat să organizeze în 1 august un protest pentru a bulversa oamenii. Ca mod de operare este exact același mod de operare aplicat de licheaua Săndel Matei anul trecut, când a făcut un protest în altă parte ca să bulverseze oamenii. Anul acesta, la fel, licheaua Săndel Matei face exact același lucru. Convoacă în 10 august un protest în altă parte
la Dicot, în condițiile acolo, în care acolo e o străduță foarte îngustă și o intersecție foarte îngustă, dacă vin mai mult de 50 de persoane, va fi o mare problemă pentru persoanele respective și din perspectiva traficului rutier. Dar el își face treaba. Însă, făcând aceste lucruri, de fapt, el demonstrează că ceea ce spun eu este adevărat. În momentul în care toată gașca asta despre care eu am vorbit și neagă care avea legături, toți vorbesc aceeași limbă, da? În cazul de față vorbesc licheleza sandileză, da? Este clar că ăștia toți sunt, au în spate același maestru păpușar. Că altfel n-ar fi coordonați pe același tip de manipulări și de mizerii. Inclusiv, vă repet, Moțocu, analfabetul de la Craiova, dar exact aceleași lucruri. Deci parcă a ținut cineva o ședință cu ei sau le-a dat un mail și le-a zis: bă, astea sunt punctajele, dați-i drumul. Bun, mergând mai departe, un alt indiciu foarte important legat și de Licheaua Sântel Matei și de Cârtița Mihai Dide este că în toată această perioadă, din 15 mai, de când PSD-ul și grupările de mafie au comis, au început să comită tâlhările civice din Piața Victoriei, oamenii ăștia n-au ieșit public să apere niște principii, să apere spațiul în care ei pretind că au luptat pentru niște principii. Au stat pe burtă. Mai mult decât atât, Licheaua Sândel Matei a postat că, domne, e bine că vine ea să protesteze, că, domne, de dragul libertății de exprimare, și este redistribuită de către aceste cozi de topor ale propagandei mafiei. Asta a ieșit în afară, nici nu s-a uitat să vadă dacă vine vreo mașină și are stop acolo, că știu că pe acolo ies și eu de multe ori. Unii pur și simplu nu înțeleg cum și-au luat permisul de conducere. Pe șpagă, probabil, fără teste psihologice. Bun. Deci Licheaua este distribuită și de Iosefina Pascal, și de videochatistă, și Cerva a declarat la România TV, la emisiunea lui Ciutacu acum 3 zile, că a avut discuții cu Sândel Matei și cu Dide și cu Angie Șerban și că ei ar fi recunoscut ei că, domne, ok, veniți și protestați în piață, și nu i-am auzit pe ăștia să nege treaba asta, zică, bă, nu e adevărat, e o minciună. Ar fi trebuit în secunda 2 să iasă. Plus, ei n-au avut niciun fel de atitudine, deci cumva au bătut palma cu mafioții. Bine, Sândel Matei a bătut de mai mult timp palma cu mafioții și vreau să vă vorbesc despre niște momente importante, spun eu. De fapt, este momentul cheie, momentul T0, când, din care eu am conștientizat că ceva nu este în regulă cu acest individ și că este foarte posibil să fie un nenorocit băgat în interior ca să distrugă din interior. Având foarte multe semne de întrebare de ce. Pentru că tot timpul, atunci când erau proteste rezist, care erau pașnice 99% dintre cazuri, tot timpul scandalul izbucnea de la acest individ. Deci el părea că e trimis în piață ca să facă scandal în mod continuu și sistematic. Și se mai întâmpla ceva, oameni buni, că dacă ar fi fost numai asta, aș fi spus că ține de caracterul lui, care este un caracter foarte, este un individ foarte, foarte low, foarte low. Nu cunoaște limba română, este violent, este agresiv către isteric, vorbește foarte urât, înjură, deci este un individ de cea mai joasă speță. Eu l-am tolerat pe lângă mine, el venind insistent și băgându-se, știți cum vă spun, hai de mine, ca un ăla care sapă în pământ, băgându-se pe lângă mine, pe sub pielea mea, cum se spune. Eu am acceptat pe toată lumea care a venit lângă mine în piață și am încercat pe toți să le prezint punctele de vedere. Am considerat, văzându-l că e rudimentar, m-am gândit, domne, omul n-a beneficiat săracul de el de o educație foarte bună, poate a ieșit foarte sărac și din cauza asta nu e atât de educat, dar poate este corect în intenții. Și atunci am încercat o perioadă să îl încerc să-l cizelez. M-am oprit pentru că vreau, sunt niște explicații destul de importante și vreau să le dau, să mă concentrez numai la asta. Și m-am gândit, bă, poate reușesc, băiatul ăsta, îmi părea, mi-era milă de el. Băiatul ăsta, uite, el e bun în intenții, săracul, din rudimentarismul lui, adică tipul de om care ar fi cu manele și cu, ar sparge semințe la colțul blocului și nu l-ar interesa, l-a să mă bă cu politica. Deci din taisonismul lui, uite, el are un instinct civic. Așa am văzut eu lucrurile și am încercat să-l cizelez. Însă am început să am semne de întrebare de ce. Vă spuneam, de câte ori erau proteste, el era 99,9%
alături de Angelica Șerban, care și ea urla, țipa, făcea urât ca toți dracii, dar el era 99% dintre cei care generau imaginile violente la proteste. Dar se mai întâmpla ceva, lucru care mi-a dat mie mult de gândit ca jurnalist cu foarte multă experiență. Începea un protest, da? Să zicem, începea la ora 6, se strângeau oamenii, televiziunile nu băgau pe nimeni în seamă și protestul creștea și creștea, se făcea 7, 7 și un sfert, 7 jumate. Brusc la 7:45 apăreau toate televiziunile într-un loc în care după 2 minute era Sandel Matei să facă scandal. Ei, treaba asta a început să-mi dea mie de gândit și studiind de mai multe ori am început să am semne de întrebare. Și momentul definitoriu în legătură cu persoana lui a fost moment din care de altfel eu nici nu l-am mai mediatizat atât de mult și am încercat să-l scot din cadrele mele, să nu mai fie prezent în munca mea, în activitatea mea publică, chiar dacă personal nu l-am îndepărtat de mine, pentru că aveam dubii asupra lui, încă nu aveam certitudini, dar dubii foarte bine fundamentate și o să vă explic despre ce e vorba. Și nici nu voiam să, uman așa, să-l tratez cu lipsă de respect, pentru că el nu m-a tratat pe mine cu lipsă de respect, dar activitatea lui era foarte dubioasă și de-aia n-am mai vrut să-l bag în materialele mele. Ce s-a întâmplat, oameni buni, a fost momentul când el l-a lovit pe acel bătrân în Piața Victoriei, dacă țineți minte. Dacă vă uitați pe YouTube, o să vedeți materialul pe care l-am făcut cu el imediat. Eu m-am dus acolo să filmez pentru că mie nici o secundă nu mi-a trecut prin cap, spontan, la fața locului, că el ar fi fost capabil să-l lovească pe bătrân. Eu am crezut că altcineva l-a lovit, deci pur și simplu nu puteam concepe că individul ăsta, deși el era înjura, se comporta isteric, urât, dar totuși am considerat că e o chestie verbală, nu că se apucă el să lovească pe cineva, un bătrân, vă dați seama. De aia eu m-am și dus, ce aveți cu el, am văzut că și Sandel Matei e pe jos. Eu am crezut că altcineva i-a lovit pe amândoi și se vede asta dacă urmăriți înregistrările. După aceea am discutat cu el și el a zis că el l-a lovit. Și mi-am dat seama, băi, e un dezastru, deci asta este culmea, deci asta este culmea mizeriei pe care se face de către acest individ constant. Într-o secundă mi-am dat seama că e o chestie gândită dinainte, organizată ca să denigreze tot protestul rezist. Și am avut o discuție cu el și l-a zis, nu, că a fost spontan, că nu știu, zic, ok, dacă a fost spontan acum aici, dai interviu și spui că îți pare rău, că a fost spontan, că ai fost atacat, că nu știu ce. Interviul este pe YouTube-ul meu, dacă veți căuta. După care i-am spus, vezi că l-ai lovit pe bătrânul ăsta, poliția se va sesiza, toate televiziunile dau în continuu că suntem violenți, că nu știu ce, deși vă dați seama, sute de mii de oameni au protestat în toată țara în protestul rezist, un singur dezaxat care tot timpul provoca scandal și pentru el toți am ajuns să fim violenți. Eu încercam ca jurnalist, în fața unei mari probleme de imagine a întregii mișcări civice, să o gestionez atât cât pot eu să o gestionez ca principal jurnalist care relatează de acolo. Și am spus foarte clar, bă băiete, îți cer scuze, îți cer iertare public. Dacă te întreabă vreo televiziune, dacă te cheamă la poliție, vor fi televiziunile acolo. În fața tuturor televiziunilor îți cer scuze pentru că ai făcut treaba asta și explici ce-mi susții și mie personal. Și anume că pur și simplu ai reacționat pentru că ai fost agresat și ai avut un instinct de autoapărare și că îți pare foarte rău. Și am explicat toate consecințele faptelor lui asupra întregii mișcări civice. Și l-a zis, da, bine, mă limp, promit că așa fac. I-am și spus, zic, când te duci la poliție, că o să te cheme, sigur o să te cheme, sigur televiziunile vor fi acolo. Te îmbraci tu mai frumos, îți iei tu o cămașă, un sacou, că eram în decembrie, nu? La Crăciun. Da, mă limp, promit că fac așa, nu știu ce. Bun. Făcusem interviul, reportajul le-am pus pe YouTube. Seara acasă deschid televizorul la știri. Știri. Sandel Matei, audiat la poliție, iese de la poliție. A, și i-am spus expres, e foarte importantă această precizare. I-am spus expres, sub nicio formă nu dai interviuri separat la România TV și la Antena 3. Sub nicio formă. Pentru că ăștia sunt perverși, sunt perfizi și tu nu ai inteligența și educația necesare. I-am spus în față chestia asta. Tu nu ai, nu te supăra, dar trebuie să-ți admiți condiția. Tu nu ai inteligența necesară, inteligența și educația necesare ca să poți să-i gestionezi pe ăștia. Și dacă tu te duci separat cu ei, te vor manipula să faci lucruri, să spui lucruri pe care să le folosească împotriva noastră. Evită chestia asta. Când ieși de la poliție, dacă sunt toate televiziunile pe scări, le spui tuturor ce ai de spus, le spui că îți pare rău, că regreți și te duci și îți vezi de treaba ta. Da, mă limp, promit, așa fac.
ce a făcut? Și ăla a fost momentul când am înțeles că nu e vorba de prostie la el, că cineva în spate îl pune să facă aceste lucruri. Și cineva i-a zis: bă, băiete, nu faci ce zice Mălimbot, faci ce spunem noi, da? Pentru că noi te controlăm și noi te, tu ești proprietatea noastră. Vă dați seama dacă sunt corecte informațiile pe care le-am primit în legătură cu faptul că el ar fi turnător din 1990. Vă dați seama despre ce vorbim și ce nivel de control. Iese de la poliție și ce văd? Interviu în exclusivitate pe Antena 3, în care spune: nu-mi pare rău că l-am lovit pe bătrân, l-aș mai lovi încă o dată dacă s-ar întâmpla din nou, eu sunt bărbat, eu nu-mi pare rău, i-aș mai da încă o dată, i-aș mai da o mamă de bătaie. Ei, atunci am înțeles că ceva nu este ok cu acest individ și am luat o distanță foarte mare de el. Am început să-l evit, să evit să-l pun în materialele mele. Pe tema cu scandalul din Piața Victoriei, am mai avut câteva interviuri cu el scurte în care l-am rugat din nou să aibă o poziție cât de cât ok. El a susținut după aceea că m-a certat cu el și i-a spus: zic, cum să faci așa ceva? Tu nu știi ce ai făcut? Cum? Cum adică? Păi că nu, că știi că eu zic ce am în cap și nu știu ce și... Băi, nene, dacă tu ai în cap că nu-ți pare rău că l-ai agresat pe bătrânul ăla, păi tu ești un nenorocit violent, tu n-ai ce căuta în mijlocul unei mișcări cum e mișcarea Rezist. De altfel, l-a mai făcut un incident din ăsta extrem de agresiv cu Irma Oțetaru, o protestatară din Piața Victoriei, când noi ne-am hotărât să mergem în turneu și trebuia să mergem în turneu în Moldova și trebuia să plecăm dimineața cu un microbus și a venit Săndel Matei cu un alt individ și au făcut scandal și au înjurat-o pe această femeie. Atunci l-am și trimis de lângă mine fizic, deci am spus: gata, nu mai vreau să te am lângă mine, marș de aici, du-te acasă și fă ce vrei tu. Acest individ a continuat, oameni buni, să inventeze lucruri despre mine și minciuni, inclusiv despre viața mea privată, foarte important, pentru că despre activitatea mea publică, vedeți, aici este problema lor. Că activitatea mea publică este în detaliu cunoscută de către cei care mă urmăresc. Și nu poți să minți că Mălin Bot a spus ceva, dacă nu, mint acum pe sediști, că Mălin Bot e omul PNL-ului și nu-i critică. Și imediat vin 30 de oameni care mă urmăresc și zic: bă, e o minciună asta, uite, a criticat ieri, alaltă, ieri, atunci, nu mai mințiți. Că îi critică și pe ei. A, că nu rostogolesc punctajele PSD-ului. Asta e altă discuție. Că eu nu sunt idiotul util al lui Ciolacu ca să iau minciunile să le rostogolesc. Nu, eu spun ceea ce e corect și adevărat. Pentru că nu rostogolesc minciunile nu înseamnă că eu am vreo treabă cu PNL-ul. E, neputând să se lege de viața mea profesională, inventează pur și simplu lucruri despre viața mea privată. Probabil mizând pe faptul că nu o să-mi pierd vremea să-i chem în instanță. Și aici cred că vor avea o surpriză. Vă repet, sunt 3 ani de zile, da? De la ultima minciună, ultima insultă, 3 ani de zile am timp să-i chem în instanță. Și termenul de prescripție funcționează de la ultima. Deci dacă el timp de 3 ani de zile te denigrează, da? Prima denigrare a fost acum 3 ani și ultima acum, tu ai de acum 3 ani de zile să-l dai în judecat. Dar poți să le iei pe toate din urmă. Cei care sunteți avocați știți. Și probabil își imaginează că nu o să merg în instanță, însă am să merg, oameni buni. De ce? Pentru că una este să spui: Mălin Bot e circar, Mălin Bot minte, Mălin Bot manipulează. Sunt chestiuni subiective. Eu, fiind o persoană publică, sunt supus criticii și nu m-aș duce în instanță cu cineva pentru asta. E opinia lui. El crede că eu mint, alții se uită la mine, văd că nu mint și nu discutăm. Asta este un aspect, partea de opinii, da? Fiind persoană publică, trebuie să fiu supus criticii și pe cale de consecință trebuie să accept aceste lucruri. Deci e o chestie ce ține de libertatea de exprimare a celor care mă critică pe mine. Inclusiv o înjurătură, că mă face într-un fel, nu știu, pișulică sau cum a zis aia, chestiuni de genul ăsta, da? Sau înjurături mai urâte, că am avut și înjurături mai urâte. Dar ele sunt opinii, oameni buni. Dar când tu vii și spui o faptă neadevărată, spui: Mălin Bot n-a plătit pensia alimentară și eu am extrasele de la bancă. Asta este o minciună, oameni buni, asta este o invenție. Prietene, nu poți să inventezi lucruri despre mine. Poți să-mi interpretezi acțiunile, să le critici și să le atribui termeni peiorativi și insultători. Asta este ceva, acțiunile mele. Dar nu poți să inventezi că eu am făcut ceva ce n-am făcut. Nu poți să inventezi tu care ești un violent nenorocit, care a bătut, filmat pe toate televiziunile un bătrân, da?
să mă acuz pe mine care sunt un om decent și în situații în care am fost înjurat, am fost cuipat, am fost agresat, eu am răspuns cât se poate de civilizat. Multă lume a și zis, bă, cum de te-ai abținut, da? Și tu să vii să mă acuz că eu mi-am agresat soția? Cum să spui așa ceva? Păi tu ești nebun? Păi ce faci, mă, prietene, dacă vin cu aia de la bancă și cu soția în instanță? Ce faci, prietene? Ești bun de plată. Deci nu poți să inventezi despre mine, asta încerc să spun. Dar, dincolo de problema asta, pentru că nu spun aceste lucruri ca să mă dezvinovățesc, sunt convins că toți cei care mă urmăresc, toți cei care mă susțin, mai ales pentru că atacul puternic este să nu mai fiu susținut pe Patreon, asta îi doare pe mafioți. Și de câte ori au fost atacuri, susținerea mea a crescut. Deci de câte ori m-au înjurat, m-au denigrat, au mai venit încă 2, 3, 4, 5 oameni în plus să mă susțină. Deci n-au avut succes aici și de-aia nu mă interesează în mod special să răspund unor calomnii și insulte. Am vrut să dau ca exemplu concret. Însă ce este foarte interesant și de aceea am făcut acest comentariu este dovada. Dovada că oamenii ăștia sunt toți sincronizați, că sunt toți înhăitați și că sunt toți aceeași mizerie. Ăsta este lucru cel mai important pentru că este un moment care dovedește în plus. Eu de mult timp, de când am avut primele indicii temeinice, am început să explic oamenilor despre aceste cârtițe, cum le-am denumit eu. Dar unii dintre oamenii de bună credință care ne urmăresc, urmăresc și cârtițele mă urmăresc și pe mine, au spus, Mălin, e circumstanțial, vrem mai multe dovezi. Ei bine, dragii mei, acum aveți și mai multe dovezi. Sper că nu este nimeni atât de naiv să-și imagineze că întâmplător s-a întâlnit stropitoarea cu licheaua Săndel Matei acasă la Săndel Matei, adică despre ce vorbim. Și că întâmplător după aceea toată gruparea asta de propagandă cap vid a început să rostogolească minciunile inventate de Săndel Matei, el fiind sursa principală. Și toți exact cu aceeași minciună. Vă spun, de la analfabetul Moțocu de la Craiova, care a avut mai multe live-uri în care a făcut inclusiv amenințări că o să-mi facă, că o să-mi dreagă de tip interlop, pentru care am făcut plângere la poliție și Inspectoratul Județean de Poliție Dolj a preluat cazul. Nu se mișcă cum ar trebui să se miște și ieri am făcut o sesizare împotriva Inspectoratului Județean de Poliție Dolj la Ministerul de Interne, deci n-am de gând să-i las, până la această stropitoare, această prestatoare de servicii pe site-uri pornografice. Nu vreau să fiu înțeles greșit, unii oameni mi-au zis, Măline, nu mai zi atâta de că e prostituție, pentru că sunt multe fete care sunt ok și practică videochatul. N-am absolut nimic, eu am mai spus treaba asta. Și nu am o problemă, treaba lui ce face fiecare, oameni buni. Problema fiecăruia ce face, da? Dacă plătesc taxe și impozite, treaba lor, din punctul meu de vedere, nu vreau să condamn o întreagă categorie profesională. Problema mea este când cineva vine în piața publică să pozeze în ceea ce nu este. Atunci am problemă. Deci nu se poate să fii prestatoare de servicii erotice, da? Să fii în domeniul ăsta și să te apuci să vii în piață cu pălărie, cu cruce aici în frunte, cu frații ortodoxi. Aici este problema mea, da? Că dacă ea ar fi fost la parada gay, nu aveam nicio problemă, nici nu îndrăzneam să-i reproșez preocuparea ei, pentru că era ceva natural conform cu felul ei de a-și trăi viața, pe care eu nu-l contest. Problema, eu contest acest conflict, da? Care nu poate fi niciun fel logic înțeles. Și atunci când vin publicații ca Podul și îți explică că este iepurașa PSD-ului, atunci avem o problemă. Cu asta am eu o problemă, da? Deci, aici este un tot unitar. Partea de PSD și de manipulare și de minciună și partea de activitatea ei. Dacă ar fi numai activitatea ei și dacă ea ar avea o activitate civică conformă cu modul în care își câștigă existența, nimeni n-ar avea ce să-i reproșeze și numai un nebun s-ar lega de cum îndrăznește ea să-și trăiască viața, problema ei. Ei, în momentul în care tu faci ceva și încerci să susții că ești cu totul altceva și minți, în spatele tău fiind pesediștii și fiind mafia, atunci am o problemă. Și de aceea eu insist pe acest aspect, pentru că el este în contradicție totală cum vine ea, că a venit cu crucea, cu frații ortodoxi, cu nu știu ce. Bă, înțeleg să minți, dar nu poți în halul ăsta să faci așa ceva, da? Ori faptul că această gașcă e înhăitată cu personaje de tip Săndel Matei dovedește că am avut dreptate, oameni buni.